Pe YouTube o să poste videoclipuri cât de lungi vrei, nu este nicio limită. De fapt, este o limită pentru că orice are așa ceva, deci limita cred că e la 100 de ore, dar nimeni nu s-a uitat la un videoclip așa de lung, deci practic nu suntem limitați. Dar pe alte site-uri este o altă poveste, de exemplu cu Instagram, cred că poți să postezi videoclipuri doar la maxim un minut. Și la un moment dat a existat Vine, se scrie Vine. Nu știu ce s-a întâmplat acum cu ei de nu mai sunt, poate au dat faliment sau nu mai știu. Văd că este ceva legat de Twitter, nu mai contează ce ziceam, deci pe Vine poți să postezi videoclipuri doar de maxim 6 secunde. Ce poți să zici într-un timp așa de scurt? Dacă ar fi editat în continuare, aș fi încercat să postez acolo pentru că mi se pare o provocare foarte interesantă. Și așa mi-a venit ideea cea și dacă aleg câteva videoclipuri de ai mei și încerc să le fac cât mai scurt posibil. M-am inspirat cu asta de la faptul că am două videoclipuri cu prăjitură la cană. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că la un moment dat, tutorialul prăjitoare la canal a devenit pe locul întâi cel mai vizionat videoclip de pe canalul meu. Dar de când am postat acel videoclip și a devenit pe locul întâi, i-a mai evoluat și eram de părere că eu pot mult mai bine. Și mă gândeam, ce aș putea să îmbunătățesc la asta? Și am observat că are prea multe detalii innecesare, așa că am încercat să fac a doua versiune mult mai concentrată. Și se și vede pentru că prima versiune are 8 minute, pe când a doua versiune are doar 2 minute. E doar un sfert din cât era înainte. Și m-am gândit, este posibil să fac ceva și mai concentrat. Eu știu că chestiile foarte concentrate nu sunt bune, pentru că totul se derulează așa de repede că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Dar doar de distracție, oricum o să fac asta. Acele 2 minute am luat să le concentrez în 23 de secunde. Vizionați. Pentru asta o să aveți nevoie de făină, cacao, zahăr, lapte, ulei, ou și praf de conf. Luați un castron și mai întâi puneți ingrediente uscate. 4 lingue de făină rase, 4 lingue de zahăr rase, 2 lingue de cacao și jumătate de lingurisă de praf de conf. Apoi puneți ingrediente umede. 1 ou, 3 lingue de lapte și 3 lingue de ulei. Amestecați totul bine cu mixerul și puneți cana în cuptorul cu microunde 3 minute la 100 de W și gata. Poftă bună! Wow, ce concentrat! Am ales 4 alte videoclipuri la care să fac asta. Motivul pentru care am ales doar tutoriale este pentru că atunci când fac ceva mai concentrat, este greu să nu fac ceva de genul. Am de gând să fac ceva. Am terminat. În tutoriale nu poți să elimini toate date, sunt unele lucruri care trebuie neapărat să le zici și asta mă ajută să nu elimin totul. Așa, următorul video este cum să face platină cu tot ce aveți în casă. Dintr-un minut au ieșit doar 17 secunde. Atunci o să vă arăt cum să face platină cu tot ce aveți în casă. Pentru asta aveți nevoie de făină, apă și colorant. Puneți într-un castron cantități egale de făină și apă. Amestecați. Mai adăugați făină până are consistența perfectă. Apoi puneți colorant și gata. Puneți în pân de plastic ca să nu se întărească. Mai departe am ales cel mai scurt tutorial pe care l-am făcut. Care totuși l-am făcut în glumă, dar surprinzător a devenit popular. A avut mult mai mult succes decât am crezut. Din 37 de secunde în 13 secunde vă prezint cum se face ciocolată caldă. Astăzi o să vă arăt cum se face ciocolată caldă. Mai întâi puneți 150 ml de lapte sau apă în cuptorul cu microunde ca să se încălzească. După luați un pic de genul ăsta, desfaceți, puneți în lichid, amestecați și gata. Delicios. Mai departe, din jumătate de minut în doar 18 secunde avem cum să faceți cremă de zahăr ars. Pentru asta am pus mai întâi 100 de grame de zahăr la caramelizat. Trebuie să am grijă să nu se ardă zahărul. Punem blender 4 ouă, 500 ml de lapte și 75 de grame de zahăr și un pic de sare. Amestec. Pun compoziția peste zahărul caramelizat și pun la foc. După 10 minute este gata. Delicios! Și în final, asta a fost cel mai greu de editat. Dintr-un minut și jumătate, în 26 de secunde,
conservat gogoș. Pentru asta avem nevoie de făină, țară, zahăr, ulei, lapte, ouă, praf de copt. Lasă un castron și puneți ingrediente uscate. 130 grame de făină, sare, o lingură de zahăr și jumătate de linguriță de praf de copt. Apoi puneți ingrediente umede. 100 de ml de lapte. Un ou, o lingură de ulei. Amestecați. Pun compoziția în acest aparat. După un timp sunt gata. În a doua tură combin aluatul cu ciocolată răzuită. Iar în a treia tură am folosit cașcaval răzuit. Așa e și rezultatul final. Toate tutorialele pe care vi le-am arătat combinate sunt doar 1 minut și jumătate. Destul de scurt. Sper că v-a plăcut acest videoclip și ne vedem data viitoare. Pa!